Așadar, ne-am apropiat de gala premiilor teatrale ale anului, în cadrul căreia s-a produs, cum bine vedeți, întâlnire istorică dintre Ora de Ras și politicienii moldoveni în persoana domnului Urechean. De fapt, eu eram acolo în scenă în calitatea mea de actor, iar domnul Urechean a făcut ce a făcut și tot la Ora de Ras a ajuns. Dragi telespectatori, trebuie să vă precizez că prietenul Durbală s-a învrednicit de o medalie acordată de Uniunea Teatrală, medalia Constantin Constantin, un lucru cu care îl mai felicităm o dată. Acum, povestește tu episodul ăsta, cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat în scenă. Domnul Urechean s-a ridicat în scenă după ce a fost anunțată această medalie, a luat toate accesoriile alea, pachetelul sau cutiuța diplomul, medalie. Citește și zice, îi se oferă și ridică. Este în sală, Anatolii, este? Eu zic, sunt, vin încoace. Și am început să fug după tribună. Zic, nu mă tem, vin încoace. Eu zic, și zic, dacă te mai atingi de curtea de conturi, dacă te atingi la Ora de Ras, îl vezi. Iată, poftim această imagine. Bine, dumnealui a spus-o cu umor și a fost destul de simpatic la faza, dar pumnul era mare, vreau să spun. Glumă, ai glumă, dar pumnul era cât capul meu. Da, ai zis treaba asta. Ne mândrim, bineînțeles, că domnul Urechean nu uită de Ora de Ras nici chiar atunci când înmânează premii teatrale. Și ni se pare că atitudinea domniei sale față de emisiunea noastră coincide cu cea tuturor, sau majorității politicienilor noștri. Păcat că domnul președinte Timofte a plecat și nu am reușit să-l întreb și pe el ce crede despre Ora de Ras. În schimb, am vorbit cu domnul prim-ministru. Chiar a și dat mâna când s-a dus să-i mâne premiul domnul Piersic. Așa că n-am spalat-o de bine. Ziceam că nu știm ce părere are domnul Timofte, dar eu cam am impresia că știu ce părere. Până acum, fiindcă nu îl criticam, sau mai bine să-i criticam pe alții la Ora de Ras, precis să-i plăcea emisiunea noastră. De acum încolo, fiindcă o să-l criticăm și pe el, nu cred că o să-i mai placă. Da, așa cu majoritatea se întâmplă. Așa cu majoritatea se întâmplă. Pare iritat un pic domnul Timofte, e observat, nu știu cum așa e cu presa în genere, dar cu Ora de Ras. Da, nu cred că e mai bine. Mulți telespectatori ne întreabă ce părere au politicienii moldoveni despre Ora de Ras. Părerea politicienilor despre emisiunea noastră s-a văzut foarte bine la ceremonia de acordare a premiilor Uniunii Teatrale de la 26 martie. Acolo, Anatol Durbală a fost distins cu medalia Constantin Constantinov pentru succesele sale în domeniul artei actoricești. Medalia i-a înmânat-o, cum bine vedeți, un cunoscut politician de la noi și anume domnul Serafim Urechean. Domnia sa a ilustrat perfect atitudinea politicienilor față de Ora de Ras. De azi înainte, dacă îi critica la Ora de Ras curte de conturi, în sens că ei ar vrea să ne ia la pumn, dar sunt nevoiți să ne dea medalii. Comuniștii au declarat că vor reveni la lucrările Parlamentului la Paștele Cailor. Vor continua să boicoteze. Comuniștii au decis astăzi, în cadrul ședinței plenare a partidului, că nu vor participa nici pe viitor la ședințele Parlamentului. Ce mofturoși mai sunt comuniștii ăștia! 8 ani cât au stat la putere, au participat la toate ședințele Parlamentului, iar de când nu mai sunt la putere, nu mai vin la ședințe. Băi, tovarăși, poate vă cărați undeva unde veni veșnic la putere, eu știu, poate pe tărâmul înghețurilor veșnice din Antarctida. Liderii Partidului Democrat, Dumitru Diacov și Vlad Plahotniuc, s-au deplasat zilele trecute la Călăraș pentru a se întâlni cu activiștii PD-ului din localitate. Cei doi au ținut câte un discurs în fața celor prezenți și dacă domnul Diacov a preferat să se exprime în termeni mai mult sau mai puțin parlamentari, soarta Partidului Democrat de menține pacea în țară. Plahotniuc a făcut uz de limbajul său preferat, adică de cel al interlopilor. Referindu-se la concurenții politici ai PD-ului, Plahotniuc a zis, o să-i facem pe toți varză. Dacă replicăm succesul, exemplu, Raionul Cărăraș, Raionul Sfărâni și Raionul Leova și multe alte raioane, îi facem varză pe toți. Îi facem varză pe toți. Îi facem varză pe toți. În campania electorală de anul trecut, primarului capitalei Dorin Chirtoacă îi plăcea să repete acest slogan. Am scos orașul din, să spunem, Rahat. Mai candidez pentru un mandat. Și, deși sloganul i-a ajutat primarului să învingă, cu o săptămână în urmă, domnia sa a descoperit că în oraș se mai găsește Rahat. Auzi, Europa aici.
Eu înțeleg să mai face gunoi, eu înțeleg că mai las, mai arunc un alta. Dar măcar nu vă lăsați experimentele prin parcuri sau acolo unde a găsit pe malul râului Bâlc. Domnule primar, noi nu zicem să vă depuneți mandatul pentru că nu v-ați onorat promisiunea. Dar oricum, fiți atent cu sloganele de care faceți uz într-un oraș unde mai sunt atâția căcăciori.